Good morning. Bună dimineața. It is a privilege to be here. E un privilegiu să fiu aici. And I'm here surrounded. Și să fiu înconjurat așa. By all of these wonderful people. De oameni minunați. I'm hearing all your testimonies. Să audă mărturiile voastre. About powerful God. Despre un Dumnezeu puternic. And all this morning. Și în toată dimineața aceasta. And yesterday. Și ieri. Lord is speaking to me. Domnul mi-a vorbit. And he is telling me this one thing. Și mi-a spus un singur lucru. That he is loving father. Că el este un tată iubitor. He loves you very much. Că el te iubește foarte. And you see, we see through whole Bible. Și vedem pretutindeni în Biblie. That is God's concept. Că e un concept al lui Dumnezeu. That he is our father. Că el este tatăl nostru. He wants us to know. Și el dorește ca noi să știm. That we can come to him anytime we need. Că putem veni la el oricând. And we are his sons and daughters. Și suntem fiii lui, fiicele lui. We see through all the books of the Bible. Vedem asta în fiecare carte a Bibliei. Actually, many of them start with this. Și de multe ori ele încep cam în felul următor. We have a book of Joshua. Avem cartea lui Iosua. How is he introducing himself? Cum este prezentat? He says, cum se prezintă? Joshua, son of Nun. Spune Iosua, fiul lui Nun. Nehemiah, son of Hakaliah. Nemia, fiul lui Hakalia. Isaiah, son of Amos. Isaia, fiul lui Amos. Jeremiah, son of Hilkiah. Ieremia, fiul lui Hilkiah. Ezekiel, son of Buzi. Ezechia, fiul lui Buzi. Hosea, son of Beri. Osea, fiul lui Beri. Joel, son of Petuel. Joel, fiul lui Petuel. Jonah, son of Amittai. Iona, fiul lui Amittai. Sefania, son of Cushi. Sefania, fiul lui Cushi. Zecharia, son of Berechiah. Zaharia, fiul lui Berechiah. So you see, it was important for them. Vedeți, pentru ei era important. They knew who was their father. Ei să știe cine e tata. Now we see in the book of Matthew. Și ne uităm în cartea lui Matei. Matthew 1. Matei 1. Genealogy of Jesus. Genealogia Domnului Isus. And again, we can read. Și din nou citim. All these previous generations. Fiecare generație care era. We also see in Matthew 3:17. Și vedem în Matei 3:17 că atunci când Domnul Iisus a fost botezat, o voce s-a auzit din cer. Și Dumnezeu Tatăl le-a vorbit tuturor celor prezenți. Ce le-a spus? Says this is my son. Acesta este fiul meu. Ăsta e fiul meu. So you see it's important. Vedeți că e important. It's important to have spiritual fathers. E important să ai un tată spiritual. I am who I am today. Eu sunt cine sunt astăzi. Because I understood. Pentru că am înțeles. Very early in my Christian when I was very young Christian. Foarte puțin când eram tânăr creștin. I need to find some spiritual fathers. Știam că trebuie să găsesc niște părinți spirituali. Some men of God. Niște oameni al lui Dumnezeu. Who will teach me? Care mă vor învăța. Who will help me? Care mă vor ajuta. So you see in my childhood. Și vedeți în copilăria mea. I love my father. Mi-am iubit tata. And praise the Lord, he is a Christian today. Și slavă Domnului că astăzi este și el creștin. But it wasn't always easy in my family. Dar n-a fost întotdeauna ușor în familie. And sometimes it was very difficult for me. Câteodată mi era foarte greu. To relate to my father. Ca să relaționez cu tata. There was a time. Era o perioadă. When I felt ashamed for him. Când mi era rușine de el sau he cu el. He did lots of things that embarrassed me. Făcea multe lucruri de care mi era rușine. But you see, God changed my heart. Și mai ales când a văzut că Dumnezeu mi-a schimbat inima. Și Dumnezeu a fost cel care mi-a restaurat relația cu tatăl. Dar au fost lucruri pe care n-am putut să le iau, n-am putut să le învăț de la tata. Și a trebuit să mă duc la altcineva. Cineva care a trecut înaintea mea prin viață. I remember I was preaching in Pastor Kelton's church once. Mi-aduc aminte că odată predicam în biserică la fratele Kelton. And I was showing them the picture of one of the mountains. Și le arătam o poză cu unul dintre munți. It was in Wales. Era din țara Galilor. And we were hiking with my brother-in-law. Acolo am mers la o plimbare pe munți cu And we got lost on the mountain. You were lost. Lost. Și ne-am pierdut pe munte. Can you imagine completely lost? Vă puteți imagina să fii pierdut complet? It was foggy. Era ceață. It was windy. Era vântul sufla. It was rainy. Ploua. Nothing good. Nimic nu era bun. You know that mountain is famous, Glider. Știți, muntele ăla e renumit, Glider. That sometimes the helicopters need to come for people. Că câteodată au nevoie să vină cu elicopterele ca să-i scape pe unii. Because you see there is only one way down from the mountain. Pentru că există o singură cărare pe care poți coborâ de pe munte. One way. O singură cărare, o singură cale. And all around the mountain, și pretutindeni în jurul muntelui, there are 300 feet cliffs.
Sunt stânci care au o înălțime de câte 100 de metri. So if you go wrong way, dacă mergi pe cărarea greșită, poți muri. There were actually some people that died there on that mountain. Și din nefericire unii chiar au murit pe acolo. I didn't know that when I was there. Eu n-am știut asta când eram acolo. I read about that mountain later. Am citit despre muntele ăsta, aceste lucruri după aceea. But we prayed. Dar ne-am rugat. We were absolutely desperate. Eram disperați complet. We were walking 3 hours. 3 ore ne-am tot plimbat. In a swamp. It was wet. Printr-o mlaștină, era umed. You know, we were with our knees in a swamp. Eram până la genunchi în mlaștină. It was windy, as I was saying. Și cum vă spuneam, sufla vântul. And I was absolutely exhausted. Și eram terminat, epuizat. And then when I almost lost my hope. Și în momentul în care mi-am pierdut orice nădejde. I started to cry out to God. Am început să strig către Dumnezeu. I said, God, please. Am spus, Doamne, te rog. Father. Tată. Show us the way down. Arată-ne calea înapoi. I don't want to stay here all night. Pentru că nu vreau să stăm aici toată noaptea. I don't know what I'm going to do. Nu știu ce o să facem. And when we almost reached the point of desperation. Și când eram aproape la punctul de disperare. We could see those stones there. Am putut să vedem niște pietre. Like a, you know, little hills, piles of stones. Ca niște grămezi de pietre. And we recognized those stones. Și le-am recunoscut. Because those stones every 100 yards. Pentru că tot din 90 de metri era câte o grămadă. They were our way down. Și asta ne indicau drumul înapoi, jos pe munte. It made me thinking. Și m-a făcut să mă gândesc. Somebody must have put those stones there. Cineva trebuie să fi pus acele pietre acolo. I mean, it's quite a steep hill. Pentru că dealul e destul de abrupt. It must have been hard work. Trebuie să fi fost o muncă grea. To put those stones there. Să faci acele grămezi acolo. And they were like very close from each other. Și erau destul de aproape unele de altele. And I was thinking, I'm so grateful. Și mă gândeam, somebody came there before me. Ce mulțumitor sunt că cineva a trecut pe aici înainte. And sacrificed. Și s-a jertfit. And worked hard. Și a muncit greu. And maybe was tired and exhausted. Și chiar dacă i-a fost greu și poate că a fost epuizat. Build those stones there. O clădit aceste grămezi. Because it helped me to go down. Pentru că acum pe mine mă ajută să cobor. Mă ajută să-mi găsesc calea. Help me to orient it. Mă ajută să mă orientez. So when I was in chaos. Și când eu eram în haos. When I was lost. Când eu eram pierdut, I found my way. M-am putut să-mi găsesc calea. So you see, we need in our life sometimes some spiritual fathers. Vedeți, uneori în viață avem nevoie de tați, de părinți spirituali. We see those relationships through Bible. Și vedem astfel de relații în Biblie. We read about Moses and Joshua. Citim despre Moise și Iosua. I love Joshua. Îmi place tare mult de Iosua. No, it says that he was staying in the tabernacle. Știți că spune că el stătea acolo în cort. And he wasn't leaving the place. Și el nu pleca de acolo. Even the Moses left. Și când pleca Moise, Joshua was staying there. Iosua rămânea tot acolo în cortul întâlnirii. I wonder why. Și tare mă întreb de ce. We know the answer. Cred că noi știm răspunsul. There was a presence of God. Era o prezență a lui Dumnezeu. And you see, he spent the time in the presence of God. Și vedeți, el și-a petrecut timpul în prezența lui Dumnezeu. And he spent time with the man of God. Și și-a petrecut timp cu bărbați, cu oamenii lui Dumnezeu. Moses led Israel out of Egypt. Moise l-a condus pe Israel afară din Egipt. And he faced many battles. Și a avut multe bătălii. But then we know Joshua. Dar apoi îl vedem pe Iosua. He was really the warrior one. El a fost chiar un războinic. He was prepared to do those battles. El a fost gata să facă alte războaie. His heart was formed. Inima lui a fost formată. All those years when he was sitting there in the tabernacle. În toți anii aceia când a stat acolo în cort. And then. Și apoi. When he was scouting the land. Când a iscodit țara. You know there were these 12 spies there. Vă aduceți aminte când au mers cele 12 iscoade? 10 of them. 10 dintre ei. They said the giants are too big. Au spus uriașii sunt prea mari. We're like a grasshoppers to them. Noi suntem ca niște lăcuste comparativ cu ei. But Joshua and Caleb. Dar Iosua și Caleb. They said the giants are too small to God. El a spus, uriașii ăștia sunt prea mici pentru Dumnezeu. Let's go and take the land. Hai să mergem să le luăm țara. So you see, he built his faith. Observați cum și-a clădit credința. In the presence of God. În prezența lui Dumnezeu. We see Elijah and Elisha. Le vedem pe Ilie și Elisei. Again, they built this relationship. Și între ei există o relație care crește. They built this bond with each other. Ei au așa o legătură puternică. And when it was the right time. Și când a venit momentul potrivit, transition could have taken place. Tranziția a putut să aibă loc. And I want to talk today about Paul and Timothy.
Și vreau să vă vorbesc despre Pavel și Timotei. Because I see in Paul's life, pentru că eu văd în viața lui Pavel că și el a fost un tată spiritual pentru mulți. And you know, Paul, he wasn't really a married man. Pavel nu a fost un om căsătorit. He didn't have a physical children. N-a avut copii fizic. But he had lots of spiritual children. Dar a avut mulți copii spirituali. So you see his passion in his heart. Și poți să vezi pasiunea lui pentru ce bătea inima lui. Everything he was doing in his life. Tot ceea ce făcea în viață. Everything that he was praying for. Tot ceea ce el se ruga. Was to build spiritual children. Avea de-a face cu a zidi copii spirituali. And he had many of them. Și a avut mulți. And I want us to go to 2 Timothy. You can just read it. Și mi-aș dori să trecem puțin la 2 Timotei. We will read chapter 4. Chapter 4. 2 Timothy 4. 2 Timotei capitolul 4. And you can read it from 6 to 18. Please. De la versetul 6 la 18. Căci eu sunt gata să fiu turnat ca o jertfă de băutură și clipa plecării mele este aproape. M-am luptat lupta cea bună, mi-am isprăvit alergarea, am păzit credința. De acum mă așteaptă cununa neprihănirii pe care mi-o va da în ziua aceea Domnul, judecătorul cel drept, și nu numai mie, ci și tuturor celor ce vor fi iubit venirea Lui. Caută de vină curând la mine, căci Dima, din dragoste pentru lumea de acum, m-a părăsit și a plecat la Tesalonic. Crescens s-a dus în Galatia, Tit în Dalmația. Numai Luca este cu mine, ia pe Marcu și adu-l cu tine, căci el îmi este de folos pentru slujbă. Pe Tihic l-am trimis la Efes. Când vei veni, adu-mi mantaua pe care am lăsat-o în Troa la Carp și cărțile, mai ales pe cele de piele. Alexandru Căldărarul mi-a făcut mult rău, Domnul îi va răsplăti după faptele lui. Păzește-te și tu de el, pentru că este cu totul împotriva cuvintelor noastre. La întâiul meu răspuns de apărare, nimeni n-a fost cu mine, ci toți m-au părăsit. Să nu li se țină în socoteală lucrul acesta. Însă Domnul a stat lângă mine și m-a întărit, pentru ca propovăduirea să fie vestită pe deplin prin mine și să o audă toate neamurile. Și am fost izbăvit din gura leului. Domnul mă va izbăvi de orice lucru rău și mă va mântui ca să intru în împărăția lui cerească. A lui să fie slava în vecii vecilor. Amin. So sometimes when we read this passage, câteodată când citim acest text, to many people it can look very negative. Pentru mulți pare un text negativ. But I see through all of this. Dar în acest text, the mighty power of God. Eu văd puterea extraordinară a lui Dumnezeu. I see wisdom of life. Văd înțelepciune de viață. Now I was telling you about this relationship Paul had with Timothy. Deci spuneam că voi vorbi despre relația aceasta dintre Pavel și Timotei. They had very strong bond with each other. Ei aveau o legătură puternică unul cu celălalt. They were not only co-workers. Nu erau doar tovarăși de lucru. They were not only friends. Nu erau doar niște prieteni. They were more than that. Erau mai mult de atât. They had relationship. Ei aveau o relație. Of spiritual father with spiritual son. Dintre tată spiritual și fiu spiritual. We see in life of Jesus. Și vedem în viața Domnului Isus. You see Jesus, he always went to silent places. Îl vedem cum totdeauna merge în locuri liniștite. And before he moved, și înainte să meargă mai departe, he always talked to his father. Stă de vorbă cu tata lui. And father was talking back to Jesus. Și tata vorbește înapoi cu Domnul Isus. You know, they both agreed. Și amândoi cad de acord. That father sent his son. Pentru că tata și-a trimis fiul. And son said, yes, I will go. Și fiul a spus, da, mă duc. I will sacrifice myself. Mă duc, mă jertfesc. So you see, it was a sacrificial relationship. A fost o relație jertfitoare, sacrificială. And I really believe. Și eu cred. Paul had the same type of relationship with Timothy. Că Pavel avea același tip de relație cu Timotei. Absolutely, totally sacrificial relationship. O relație absolută de sacrificiu. If they will face stoning. Dacă ar fi înfruntat vreo împroșcare cu pietre. I believe Paul will stand in front of Timothy. Sunt sigur că Pavel s-ar fi băgat în fața lui Timotei. And I believe Timothy will stand in front of Paul. Și sunt sigur că și Timotei ar fi încercat să stea el în fața lui Pavel. So they're coming out of this relationship. Pentru că așa ceva numai dintr-o astfel de relație poate rezulta. And here we read. Și iată, aici citim. That Paul says, time of my death is near. Pavel zice, timpul plecării mele este aproape. He says, I have fought the good fight. Și el spune, m-am luptat lupta cea bună. I have finished the race. Mi-am sfârșit alergarea. So you see the life, the ministry, life of the ministry. Vedeți, viața lucrării. It's a fight. Este o luptă.
You know Joshua, I was telling you before. Vedeți Iosua de care vă spuneam mai devreme. He was a warrior leader. Era un lider războinic. Paul, Pavel. He was a warrior leader. Și el era un lider războinic. Both of these men, Joshua and Paul. Amândoi acești oameni, și Iosua și Pavel. They could be strong like that. Puteau să fie puternici în felul acesta. Because they knew their Lord. Pentru că își cunoșteau Domnul. Paul met Lord. Pavel a întâlnit pe Domnul. On the way to Damascus. Pe drumul spre Damasc. And since then his life was he was changed completely. Și de atunci viața lui a fost schimbată complet. Now, just think about it yourself. Acum gândiți-vă și voi. As a pastor and a leader. Ca pastor, ca lider. If you know, if you will know, dacă ai ști, that your time is near to go. Că ziua plecării tale este aproape. As Paul knew. Așa cum știa Pavel. This time he's in a prison. De data asta el era în închisoare. Not just the home prison. Nu era într-un arest la domiciliu. This time he is in a cold, stinky dungeon. Era într-o închisoare închisă, umedă. Chained. Pus în lanțuri. And he knows. Și el știe. That he is coming. Că e gata. Ajunge în slavă. So he was thinking. Și se gândește. I need to write letter to Timothy. Trebuie să-i scriu o scrisoare lui Timotei. And he knew this is maybe his last word in his life. Și el știa, poate astea sunt ultimele cuvinte pe care le rostesc în viață. Last letter you ever write in your life. Ultima scrisoare pe care ai scriu-o. To your favorite disciple. La ucenicul tău preferat. To the one who may take over from you. La cel care ar putea prelua mai departe. What will you say? Ce ai spune? What will you tell him? Ce ai spune? Now I was thinking about myself. Eu mă gândeam la mine însumi. Again, I'm too young. Și iarăși, sunt prea tânăr. But what I'm trying to say is this. Dar ce încerc să vă spun? What will I say? Ce aș spune? What will be my last words to somebody? Care mi-ar fi ultimele cuvinte către cineva? Most important lesson from life. Cele mai importante lecții de viață. And you see, Paul is ready to pen his last words. Și Pavel e gata să pună sub condei ultimele cuvinte. So the question is today. Și întrebarea se pune astfel. What your last words will be? Cum vor arăta ultimele tale cuvinte? What is the most important lesson you have ever learned in your life? Care este cea mai importantă lecție pe care ai învățat-o în viață? What would it be? Care ar fi cuvintele? So you see here. Și vedeți aici? Paul suffered rejection and abuse. Pavel a suferit respingere, a suferit tot felul de abuzuri. He is almost totally feeling forsaken by man. Și pur și simplu el se simte uitat de oameni. People committed evil deeds against him. Oameni care au făcut tot felul de lucruri rele împotriva lui. He says everybody deserted me. Și el spune toți m-au lăsat, toți m-au părăsit. Everybody left me. Toți m-au părăsit. In my time of biggest need. În momentul în care aveam cea mai mare nevoie. When I needed somebody to stand there with me. Când aveam și eu nevoie ca cineva să fie alături de mine. There's no one there. Nimeni nu a fost. Only Luke is there. Numai Luca era pe acolo. Nobody else. Nimeni altcineva. Everybody gone. Toți ceilalți au plecat. Great apostle of faith. Un mare apostol al credinței. Alone in jail cell. Singur în celulă. Can you imagine? Vă puteți imagina? All asta? His life. Toată viața lui. He was taking care of other people. O a avut grijă de alții. And in his hour of need. Și în momentul în care avea nevoie. Where are all his helpers? Unde sunt toate ajutoarele? Where is everybody? Unde sunt toți ceilalți? In his biggest time of need. În cel mai mare moment în care avea nevoie. I want to ask you a question. Și aș vrea să vă pun o întrebare. Did you ever felt like that? V-ați simțit vreodată așa? In your life. Yes, în viață? V-ați simțit vreodată așa? I have. Părăsit? Did you ever go through circumstances like that? Ai trecut vreodată prin asemenea situații? You always been there for people. Tu totdeauna ai fost acolo pentru ceilalți. You always sacrificed. Întotdeauna te-ai sacrificat. You know, I remember I was going to churches in South England. Mi-aduc aminte că mergeam pe la biserici din partea de sud a Angliei. We had move of God there. Aveam mișcări ale lui Dumnezeu acolo. And hundreds of people were saved. Sute de oameni au fost mântuiți. And I was going to those churches there. Și mergeam la acele biserici. There was a church in three different cities. Și era o biserică care avea locații în trei orașe diferite. And I was going there, you know, sacrificing my time. Și mă duceam acolo, sacrificam din timpul meu. I was praying for them. Mă rugam pentru ei. I was investing into their lives. Am investit în viețile lor. I spent hours of preparation.
Petreceam ore întregi în pregătire. You know how it is, brothers. Știți cum e, fraților. When nobody sees those hours. Orele alea pe care nimeni nu le vede. You spend with the Lord. Ore pe care tu le petreci cu Domnul. You study the scriptures. Studiezi scripturile. Yeah, you know it's sacrifice somewhere. Și știți că e sacrificiu. You know other people just having fun somewhere. În timp ce alții se distrează cine știe pe unde. Și tu iată stai aici. On your knees. Pe genunchi. Lord. Doamne. Give me the word for these people. Dă-mi cuvântul potrivit Speak pentru oamenii ăștia. Doamne, vorbește prin mine. So I used to go to these places. Și mergeam în locurile acestea. And then one day, apoi într-o zi, they stopped inviting me. Nu m-au mai invitat. One day, în altă zi, I find out, am descoperit, from some other people, de la alți oameni, that those pastors of those churches I was helping to, că pastorii acelor biserici pe care le ajutasem, they started to feel threatened by my ministry. Ei s-au simțit amenințați de lucrarea pe care o făceam. You know, there started to be a competition there. Pentru ei asta a început să fie ca o competiție. Who is good preacher, better preacher? Care e predicatorul cel mai bun? Who can teach better? Cine poate să învețe mai bine? See, I wasn't going there because I was competing. Eu nu m-am dus la ei pentru că aveam nevoie de vreo competiție sau că aș fi făcut competiție. I was going there because I wanted to see life changed. Mă duceam acolo pentru că vreau să văd vieți schimbate. And suddenly I felt rejected. Și dintr-o dată am fost respins. Suddenly I felt not needed. Dintr-o dată nu mai fost nevoie de mine. Like nobody, nothing. Ca și cum aș fi fost un nimeni. And I felt like all the work I've done. Și am simțit așa că toată lucrarea pe care am făcut-o a fost de fapt nimic. You ever felt like that? V-ați simțit vreodată așa? Yes? Da. Then welcome to club. Atunci bine ați intrat în clubul acesta. Hallelujah. So, let's see this. Deci, haideți să ne uităm la asta. Paul must have been sitting there in prison. Pavel trebuie că stătea acolo în închisoare. I'm now saying what I think he really didn't say. Și eu acum mă gândesc să spun ceea ce el nu a spus. Maybe some people would say those things. Poate că unii ar spune asta. I've wrote some questions. Mi-am scris niște întrebări. And maybe he was thinking. Poate că el se gândea și în felul ăsta. And maybe actually he wasn't thinking about it at all. Și poate că de fapt nici nu se gândea la ele. We don't know. Deloc, habar n-aveam. He put some information here. Dar am pus niște informații, mi-am pus aici niște informații. He's talking about few people that did some evil deeds against him. Pentru că el amintește de câțiva oameni care au făcut câteva lucruri mai nepotrivite. So he must have been sitting there. Și trebuie că stătea acolo. What about all the people that were healed through my ministry? Gândindu-se cum rămâne cu toți cei care i-am vindecat în timpul lucrării mele. Where are all the ministers I've helped to launch? Unde sunt toți lucrătorii pe care i-am ajutat să-și pornească lucrarea? Atâtea biserici. What about all the people that heard about Christ through my ministry? Cum rămâne cu toți cei care l-au găsit pe Hristos prin lucrarea mea? Surely there would be at least one person here. Cu siguranță ar trebui să fie măcar o persoană. Well, apart from Luke, în afară de Luca. There was nobody else there. Nu mai era nimeni. So what was Paul trying to say to Timothy? Ce încerca Pavel să-i spună lui Timotei? He's talking about this lesson he learned. Îi spune despre lecțiile pe care le-a învățat. He's trying to say to Timothy. Și încearcă să-i spună lui Timotei. That sometimes in your life. Câteodată în viață. Or maybe many times. De fapt poate chiar de multe ori. Lord. God, Father. Doamne, Tată, is the only one who Domnul, Tatăl, El este singurul care ți este alături. No, no human. Niciun alt om. God himself. Ci numai Dumnezeu. So it leads you to ultimate question. Și atunci ajungi la întrebarea supremă. Who is your source? Cine e sursa ta? See, we heard in this conference twice already from two different sermons. Deja am auzit de cel puțin două ori prin celelalte predici aici la conferință. This word source. Despre sursă. You know, when I hear something few times, știți, eu când aud ceva de câteva ori, I see a pattern. Eu deja văd acolo ca un fel de tipar. I see a line. Deja văd o linie. I see Lord is trying to tell me something. Și deja văd, Domnul vrea să-mi spună ceva. What is he telling us today? Ce ne spune astăzi? He's asking you the question. El îți pune întrebarea. Who is your source? Cine este sursa ta? People? Oamenii? Or Jesus? Sau Isus? People? Oamenii? Or him himself. Sau el însuși. So you see, people, they are not our source. Așa că vedeți, oamenii nu ne sunt sursă. We can't go to ultimately take them as a source. Noi nu putem merge ca în cele din urmă să avem pe ei, pe oameni, ca sursa noastră. They are not our source of happiness.
Ei nu sunt sursa fericirii noastre. They are not our source for finances. Nu sunt sursa finanțelor noastre. They are not our source of strength. Nu sunt sursa puterii noastre. Now you have to understand what I'm trying to say. Dar acum trebuie să înțelegeți ce vreau să spun. I'm not saying that, you know, there will not be people around. Eu nu vreau să spun că nu veți avea oameni în jurul dumneavoastră. You know, they will be here for you. Care nu vor, că nu veți avea oameni care să fie acolo pentru dumneavoastră. Of course they will. Vor fi oameni. So Paul is trying to say to Timothy. Și Pavel încearcă să-i spună lui Timotei. And he's trying to tell us as well through the scripture. Și încearcă să ne spună și nouă prin aceste scripturi. Yes, people may leave you. Da, oamenii s-ar putea să vă părăsească. And I guarantee you they will. Și vă garantez că o să vă părăsească. It's guaranteed, I'm sorry for that. Deci, îmi pare rău. E garantat lucrul acesta. But the Lord. Dar Domnul will always va fi întotdeauna stand with you. Acolo va sta alături de he tine. He will never leave you. El niciodată nu te va părăsi. Because he is your source. Pentru că el este sursa ta. He is your support. El este sprijinul tău. Do you need finances? Finances? În finanțe? I go to Jesus. Mă duc la Domnul Isus. I said, Lord, you are my source. Și spun, Doamne Iisuse, tu ești sursa mea. I don't speak to people about what I need. Nu le spun oamenilor ce nevoie. I don't have to. Nu trebuie. I go to Jesus. Mă duc la Domnul Isus. So he says, the Lord stood with me. Și Pavel spune, Domnul a stat alături de mine. And you see, we will never know the reality of these words. Și niciodată nu vom cunoaște noi realitatea acestor cuvinte. Until we have lived in the ditch. Până când n-am ajuns și noi într-o groapă sau într-un șanț ca ăsta. We wandered through the island of isolation. Până n-ajungem pe o insulă a izolării. You know the island of isolation. Cunoașteți insula izolării? You know when you do ministry and people don't understand. Când faci lucrare și oamenii nu te înțeleg. World don't understand. World, people that are not Christians don't understand. Oamenii sau lumea nu te cunoaște, nu te înțelege. Sometimes brothers and sisters don't understand. Câteodată frații, surorile nu te înțeleg. But Lord will always understand. Dar Domnul întotdeauna va înțelege. Amin. Haideți să-L aplaudăm pe Domnul. Hallelujah. Amin. So you see, those are comforting words. Vedeți, astea sunt cuvinte de mângâiere. For those who have no comfort. Pentru cei care n-au mângâiere. This is encouragement for those. Sunt încurajare pentru aceia. In place of affliction. Care se află în dureri. And I learned that in a courtroom. Am înțeles că într-o sală de judecată. When judge asked the defendant to stand. Când judecătorul îi cere acuzatului să se ridice. His lawyer stands with him. Avocatul se ridică și el împreună cu acuzatul. Have you ever seen a court case? Ați văzut vreodată o sală de judecată? So you know when the verdict is about to be set. Și când verdictul e gata să fie citit sau spus? When decisions are about to be made. Când deciziile sunt deja gata să fie luate? That will affect your life. Care afectează viața ta. Someone is there standing up with you. Cineva este acolo stând alături de tine. They have been supported. Te-o suportat, te-o sprijinit and defended through all this process. Și te-o apărat prin tot procesul prin care ai trecut. So you see, Paul is saying here, și Pavel spune aici, I know nobody was here for me, știu că n-a fost nimeni cu mine, but when I need it, dar când am avut nevoie, when I came first to my trial, first hearing, când am ajuns la judecată, când a trebuit să fiu audiat, Lord was my lawyer. El a fost avocatul he meu. He was standing up with me. El a stat acolo cu mine. Hallelujah. Hallelujah. This is amazing, isn't it? E uimitor, nu-i așa? See, at the time of your greatest trials. În momentul acela în care tu te afli la judecata cea mai grea. In time of your greatest adversity. Atunci când ai împotrivirile cele mai mari. The Lord will always stand with you. Domnul întotdeauna va sta alături de tine. He gave you a promise, he will never forsake you. Pentru că așa o promis că niciodată n-o să ne lase. Hallelujah, praise the Lord. Hallelujah. Slavă Domnului. Thank you, Jesus. Slavă Domnului. Îți mulțumesc, Doamne Iisuse. Those who have experienced both the mountain top summit of the mountain. If you experience dacă ai experimentat ce înseamnă să trăiești pe vârful muntelui and the valley și valea you live on a different level than other people. Atunci tu deja trăiești la un alt nivel în comparație cu ceilalți. You know before I go to this mountain in Wales. Știți, înainte să urc pe muntele acela din țara Galilor. I needed to go through the valley. O trebuie să trec printr-o vale. It's a dark place. E un loc întunecat. You see David, he was a great psalmist. David, vedeți, mare psalmist. Have you ever thought about that he wrote all his psalms? V-ați gândit vreodată că el și-a scris singur psalmii lui? It's beautiful psalms. Psalmii aceștia așa de frumoși. Amazing poetry. O poezie așa de uimitoare. It was written in times. Și toate au fost scrise în perioade of his biggest crisis. În care el avea crizele cele mai mari.
biggest adversity. Cele mai mari împotriviri. They were trying to kill him. Încercau să-l omoare. They chased him around the place like the animal. Îl fugăreau ca pe animale. He was hunted down. Era vânat. He must have felt deserted by everybody. Și probabil că se simțea și el părăsit de toți. He was betrayed so many times. A fost trădat de atâtea ori. He make a list, long list, it would probably be endless list. Și lista lui ar fi lungă, lungă, poate una fără sfârșit. If he would put all the names there of the people that betrayed him. Dacă ar fi făcut și el capabil să scrie pe toți cei care l-au părăsit. And here he is. Dar iată-l aici. Lord is my fortress. Domnul este cetățuia mea. Hallelujah. I'll run to you, Lord. Eu la Domnul alerg. My peace is in you, Lord. Pacea mea este în tine, Doamne. My joy comes from you, Lord. Bucuria mea vine de la tine. Hallelujah. This is amazing. Asta e uimitor. Can we read Psalm 40, please? Putem să citim Psalmul 40? Verse 2 and 3. Versetele 2 și 3. 42 and 3. M-a scos din groapa pieirii, din fundul mocirlei, mi-a pus picioarele pe stâncă și mi-a întărit pașii. Mi-a pus în gură o cântare nouă, o laudă pentru Dumnezeul nostru. Mulți au văzut lucrul acesta, s-au temut și s-au încrezut în Domnul. Everything around him is shaking. Tot ce era în jurul lui tremura. Everything around him is uncertain. Toate lucrurile din jurul lui erau nesigure. But he says here. Dar el spune. He set my feet on solid ground. El mi-a pus picioarele pe stâncă. And steadied me. Și m-a întărit. You know, he's standing on a solid ground. El este acum pe teren solid. When everybody around him is shaking. Când toți ceilalți din jurul lui tremură. He says here, I was singing the praise to our God. Și el spune, voi cânta laudele Domnului. And he said, many will see what he has done and be amazed. Și spune mulți au văzut lucrul acesta, vor vedea lucrul acesta, se vor teme. Put their trust in the Lord. Își vor pune încrederea în Domnul. Brothers and sisters. Frați și surori. We need to put our trust. Trebuie să ne punem încrederea in the Lord. În Domnul. We live in uncertain times. Trăim în niște vremuri nesigure. We know Lord is coming. Știm că Domnul vine. We know what is happening in Israel. Știm ce se întâmplă în Israel. See, I watch things in Israel. Știți, urmăresc și eu ce se întâmplă. So you see, things happen around us. Și se întâmplă lucruri în jurul nostru. But the Lord, dar Domnul, is always here. Este întotdeauna aici. The Lord was there when others were not. Domnul era acolo când alții nu mai erau. He wiped away all my tears. El mi-a șters toate lacrimile. His grace made me greater in him. Și harul lui m-a făcut să fiu și mai mare în el. He healed me. M-a vindecat. He saved me. M-a mântuit. He released me from prison. M-a eliberat din închisoare. The Lord stood with me. Domnul a stat cu mine. Paul said to Timothy that there will be a time in our lives. Pavel i-a spus lui Timotei, vor fi vremuri în viața ta. There will be time in your ministry. Vor fi vremuri în lucrarea ta. Sometimes you will not be standing. Câteodată nu vei rămâne, nu vei sta. Sometimes you'll be knocked down by your enemies. Vei fi lovit, vei fi dat jos de dușmanii tăi. Maybe you feel the circumstances or people. Poate de circumstanțe, de oameni. Push you down to the ground. Te vor împinge până jos la pământ. So what do you do in those times? Ce o să faci în vremurile acelea? Where do you turn? Încotro te îndrepți? I know what you're going to answer to me. Eu știu ce mi-ați răspunde. I turn to the Lord. Eu mă întorc spre Domnul. Amen. Amen. I turn to the Lord. Eu mă întorc spre Domnul. I want to say this. Vreau să vă spun asta. Sometimes, câteodată, we cannot stand up for ourselves. Noi nu putem sta singuri. Persecuted church cannot sometimes stand for themselves. Biserica persecutată câteodată nu poate rezista singură. I remember when I was a little boy. Mi-aduc aminte când eram mic. I was about 10 years old. Cred că aveam vreo 10 ani. I went to a school. Mergeam la o școală. And a group of boys ambushed me. Și era un grup de băieți care se tot luau de mine. And they beat me. Mă băteau. They bullied me. Și mă bullets. Mă batjocureau. And I came home, I was crying. Veneam acasă, plângeam. And because I couldn't stand up for myself. Pentru că nu puteam să rezist singur. Those boys were too big. Băieții erau prea mari. I was too small. Eu eram prea mic. There were too many. Ei erau prea mulți. And I was one. Eu eram unul. And then my brother came. Your brother. My brother. Apoi a venit fratele meu. He was a warrior. Ăsta era războinic. He was big. Ăsta era mare. Guess what? Și ce credeți? He was bigger than those boys. Era mai mare decât băieții ăștia. And he had more friends than those boys. Și avea mai mulți prieteni decât aveau băieții. He got really upset for me. Și ăsta s-a supărat din cauza asta, din cauza ce mi-a făcut. S-a dus la băieții ăia. And he said, "You're not going to touch my little brother anymore." Și a spus, "Nu vă mai atingeți de fratele meu vreodată." So you see, I couldn't stand for myself. Vedeți, eu
Singur nu rezistam. Sometimes you cannot stand for yourself. Câteodată tu singur nu poți rezista. People speak against you. Oamenii vorbesc împotriva ta. People do things against you. Oamenii fac lucruri împotriva ta. And there is absolutely nothing. Și nu mai este nimic. Naturally you can do about it. Ce mai poți face? But you see, Lord will stand for you. Dar Domnul va sta acolo cu tine, Lord pentru tine. Lord stand with you. Domnul stă cu tine. And in time of need. Și la vreme de nevoie. Lord will stand for you. Domnul stă pentru tine. Hallelujah. Hallelujah. Sometimes. Câteodată. We said Lord stands up with you. Să spuneam, Domnul stă cu tine. Lord stands for you. Domnul stă pentru tine. And the Lord will stand up in you. Și Domnul va sta în tine. See, sometimes time is demanding. Câteodată așa cer vremurile. Sometimes we feel overwhelmed by needs of people. Câteodată ești copleșit de nevoile celorlalți. We feel overwhelmed by responsibilities in a ministry and a family. Ne simțim copleșiți de responsabilitățile lucrării, a familiei. You know, you all of you deal with lots of issues. Și știu că toți aveți tot felul de chestiuni. And in those times, și în acele vremuri, you know, you can start praying and worshiping. Poți să începi să te închini. You speak the word of God to your heart. Să vorbești cuvântul lui Dumnezeu. Something raises up inside of you. Și ceva începe să se ridice acolo în interior. It's the Holy Spirit in you. E Duhul Sfânt în tine. 1 Corinthians 6:19 says. 1 Corinteni 6:19 spune. Don't you realize? Nu vă dați seama? That you are the your body. Nu știți că trupul vostru este templul Duhului Sfânt care locuiește în voi? Cine locuiește în voi? Holy Spirit lives in you. Duhul Sfânt. He is God. El este Dumnezeu. So you see God himself. Vedeți Dumnezeu el însuși. He wants to stand up in you. El vrea să se ridice în voi. He wants to raise up in you. El vrea să se ridice. Because he lives in you. Pentru că el trăiește în voi. And he wants to move through you. Și el vrea să miște prin voi. If you live every day in this realization. Și dacă îți dai seama de lucrul acesta de fiecare dată. Then you have personal revival. Atunci deja ai o trezire personală. And then all you have to do. Și tot ceea ce trebuie să faci. You know, set the fire. Este să aprinzi focul. And put it to somebody else. Și să-l dai și la altul. Because you see, if you are on fire. Pentru că dacă tu ești aprins. You know, it's like too much is you put together. Știți, e ca două chibrite pe care le pui lângă you know, one is already on fire. Dacă unul e aprins. And then you put them close to each other. Și le pui suficient de aproape. We all know what happens. Știm toți ce se întâmplă. The one who is not in the fire. Ăla care nu e aprins. Catch the fire too. Și ăla se aprinde. So we first need to know. Așa că mai întâi trebuie să știm. Lord is always with you, with us. Că Domnul este întotdeauna cu noi. You see, but he says, Paul says, the Lord stood with me. Pavel spune, Domnul a stat cu mine. And gave me strength. Mi-a dat putere. Strength for what? Pentru ce? To preach the good news, he ca says. Să predice vestea bună, spune and el. And he says, preach the good news in its entirety. Și să pred vestea bună în toată gospel. Plinătatea ei. Full gospel. Toată Evanghelia. Yeah? He says, for all the Gentiles to hear. Pentru ca toate neamurile să audă. And then he says, and I was delivered out of the mouth of lion. Și spune, am fost scăpat din gura leului. So you see, at the point of most intense battle in your life. Vedeți, la punctul acela când bătălia este cea mai intensă în viață. In the point of most intense conflict. La cel mai intens punct al conflictului. That's the place. Acolo este momentul. Where you will find your greatest opportunity. În care tu îți vei găsi cea mai mare oportunitate. Hallelujah. This is the place where Lord wants to take glory. Ăsta e locul în care Domnul vrea să și. This is the place where he wants to show you. Ia slava, e locul în care el vrea să-ți arate. By your own. Că de unul singur you can do nothing. Nu poți face nimic. But he is in you. Dar că el este în tine. He is beside you. Este lângă tine. He is all around you. Este pretutindeni în jurul tău. He is always with you. Și este întotdeauna cu tine. Stephen Pressfield said in his book Do the Work. Stephen Pressfield spunea în cartea lui Fă lucrarea. About resistance. El vorbea despre rezistență. He says resistance will tell you anything. Și el spune rezistența îți va spune. To keep you from doing your work. Orice altceva numai să nu îți mai faci lucrarea. It will perjure, you know, like deceive, lie about you. Îți va spune să minți, să faci jurăminte false. Fabricate, falsify. Să fabrici orice de lucruri false. Seduce you, will bully you. Să seduci, să ameninți. Resistance is variable. Și împotrivirea este variabilă. It will assume any form. Împotrivirea are multe forme. If it takes to deceive you. Și toate formele astea sunt ca să te înșele. So what we need to do? Și ce trebuie să facem noi? I tell you this. How do you experience the resistance in your life? Și pot să vă spun că dacă ați întâmpinat
împotrivire în viață. That means only one thing. Asta înseamnă un singur lucru. The stronger opposition you experience. Cu cât a fost mai tare împotrivirea. Means the more it's a bigger mission you have. Înseamnă că cu atât este mai mare misiunea pe care. How many of you want to have a great victories? Câți dintre voi vreți să aveți niște victorii mărețe? So that means you have to go to great battles. Asta înseamnă că aveți nevoie să treceți prin niște lupte mari, mărețe. When Lord gave you vision for your city. Când Dumnezeu ți-a dat viziune pentru orașul tău. For your church. Pentru biserica ta. When he gives you purpose. Când îți dă un scop. The enemy will always attack that. Dușmanul întotdeauna va ataca. We have to go through fire. Trebuie să trecem prin foc. We all of us here in this room. Toți care suntem aici. Have a scent of smoke on us. Avem așa după noi un miros de fum. When you sit around the campfire, I used to love it as a child. Știi, când stai la foc de tabără, tare îmi plăcea când eram copil să stau la foc. But then you go back to house. Dar apoi mergi în casă. You smell. Și miroși. Of the fire. Așa, de la foc. So I conclude, this is it. Și în concluzie. Most important lesson Paul is trying to share with his favorite disciple. Cea mai importantă lecție pe care Pavel încearcă să o împărtășească cu ucenicul lui. The Lord will stand with you, guaranteed. Este că garantat, Domnul va fi cu tine. He will stand. El va sta. For you when you cannot stand anymore. Pentru tine când tu nu mai poți, când nu mai reziști. But he will also stand in you. Dar el va sta și în tine. When you sometimes feel you can't make it. Când vei simți că nu mai poți să reușești. And here what happens here in Paul's life? Și ce se întâmplă aici în viața lui Pavel? The Gentiles heard the message. Neamurile primesc mesajul. Because he was willing to fight. Pentru că el a fost gata să se lupte. Fought against resistance. Și s-a luptat cu împotrivirea. He was able to go through it. A fost în stare să treacă prin ea. God was standing with him. Pentru că Dumnezeu a stat cu el. Pentru el. And he was raising up in him. Și creștea în el. And then he could say Christ in me. Și apoi Pavel putea să spună Pavel în mine. Haideți să ne ridicăm. Hallelujah. I really want to encourage you. Vreau să vă încurajez. I know you. This is nothing new what I've preached today. Știu că nu v-am predicat nimic nou astăzi. But I know it was the word from the Lord for today. Dar știu că este cuvântul lui Dumnezeu pentru astăzi. I knew this before I came here. Știam asta înainte să ajungem aici. And many of us go through battles right now. Mulți trecem prin lupte, chiar you acum. You face resistance. Și întâmpinați împotriviri. You face opposition. Întâmpinați tot felul de opoziții. You have many needs. Aveți multe nevoi. So I want to ask you right now. Și vreau să vă cer chiar acum. I want us to make this recommitment. Vă cer să faceți această rededicare. Let us say to the Lord. În care să-i spuneți Domnului. Lord, we know. Doamne, știm. That you stand by our sides. Că stai alături de noi. Lord, we know. Doamne, știm. That you stand with us. Că tu stai cu noi înaintea noastră. But right now our prayer is Lord. Doamne, dar chiar acum în rugăciunea noastră. Raise up in us. Doamne, crește în noi. Bring the refreshment from Doamne, your throne. Doamne, adu înviorare de la tronul we tău. We pray for the power of God. Ne rugăm pentru puterea Release lui Dumnezeu. Your power to Doamne, us. Dă-ne puterea ta. Holy Spirit. Duhule Sfinte. You live in us. Trăiește în and noi. And as we go back to our churches. Și când ne vom întoarce la Lord, bisericile we go noastre. With this realization. Doamne, să plecăm dându-ne seama. You raise up in us. Că tu crești în tu miști. Just worship him. Închinați-vă. Tell him how much you love him. Spuneți-i cât de mult îl iubiți. Yesterday Doug said, just tell him Jesus I love you. Ieri Doug spunea, spuneți-i Doamne cât de mult te iubesc. I love you. Iarăși, Doamne te iubesc. Doamne te iubesc. Hallelujah. Just speak to him. Vorbiți cu el. Hallelujah. Jesus we love you. Doamne Iisuse te iubim. We love your presence. Iubim prezența ta. We love your presence. Iubim prezența.